Da, nu știu cum să vă spun asta. Habar n-am cum să o formulez sau să vi-o prezint, dar guys, ne-am hotărât să ne mutăm din New York. Ideea este că se întâmplă o grămadă de chestii, nu știu, în capul nostru, dar și în viața noastră. Și cert este faptul că noi trebuie să upgradăm apartamentul în care locuim acum. Trebuie să ne mutăm într-un apartament mai mare. Amândoi am hotărât că trebuie să facem asta și am vrea să experimentăm și locuitul în afara New Yorkului. Nu că n-am făcut-o în California 9 luni și am venit repede înapoi în New York. Pentru că aici ne simțeam safe, ne simțeam acasă. Ideea este că acum, în momentul de față, prioritățile noastre s-au schimbat. Acum suntem o familie, acum avem nevoie de mai mult spațiu. Există apartamente foarte bune, mari, spațioase în New York, doar că eu nu sunt dispusă să dau 6-7 mii pe un apartament cu 2-3 dormitoare. Principalul motiv este faptul că acum suntem o familie care crește, nevoile noastre s-au schimbat. Noi vedem în continuare New York a fi potrivit pentru cupluri sau persoane singure. A fost grandios pentru noi să locuim aici. Este în continuare, este. Nu zic nu. În orice caz, acum am decis să punem confortul familiei noastre pe primul plan. Ne dorim ca AJ și Aiden să aibă camera lor. O cameră în plus sau mai mult spațiu la un apartament să nu fie un struggle prea mare pentru noi ca familie. Și am spus, mă, de ce să nu încercăm să vedem să ne mutăm într-un apartament mai mare cu o chirie la fel ca cea pe care o plătim acum sau poate un pic mai mare, dar să nu ajung să dau 6-7 mii pe un apartament. Din ce vedem în jur la prietenii noștri, ce înseamnă chestia asta? Dacă te muți în New York, într-un apartament mai mare, într-o zonă minunată, să zicem așa, înseamnă să petreci ca părinți foarte, foarte multe ore departe de copiii pe care i-ai făcut, să ți crească altcineva, să plătești o bonă sau daycare. Din punctul nostru de vedere, asta nu se merită. Și atunci am zis, decât să facem rabat la timpul petrecut cu copiii noștri, hai să facem rabat la New York, la locul în care stăm. Și să ne mutăm din New York. Noi ne hotărâsem la un anumit stat și o să vă spunem și vouă altă dată despre ce era vorba. Și exact când ne-am hotărât noi, la 2 săptămâni am primit contractul cu firma cea pe care ne doream noi aici în New York. Și atunci ne-am uitat unul la altul și am zis, bine, asta ne dă planurile peste cap. Dar, financiar vorbind, ar fi minunat pentru noi să prindă contur contractul cu firma asta de aici, ar fi super bine. Și atunci am spus la Adrian, ok, hai să avem un plan B, să nu fim proști de-a dreptul. Hai să vedem opțiunea de a ne muta și de a face commute în fiecare zi către New York. În loc să plecăm să ne mutăm cu cățel și cu purcel în statul pe care ni l-am propus înainte de să semnăm contractul ăsta. Așa că avem o problemă, o dilemă de fapt. Trebuie să ne mutăm aproape de New York dacă treaba merge bine cum vrem noi, exact, cu firma respectivă. Așa că avem două opțiuni. Ori stăm în New York și ne mutăm la un apartament mai mare, ceea ce nu este pentru noi și nu vrem asta. Nu mai vrem. Ori trebuie să mergem să ne mutăm în jurul New Yorkului și am ales New Jersey. Acum. Ne-am gândit la New Jersey, ceea ce înseamnă că noi va trebui să venim în fiecare zi în New York. Depinde când am eu fotografie, nu în fiecare zi. Depinde, acum e foarte relativ. Sunt foarte multe necunoscute, guys. Trebuie să așteptăm să se nască Aiden. Trebuie să-l vedem pe el cum se prezintă, știți, problema cu inimioara la noi în familie. Trebuie să vedem să fie el sănătos. Trebuie să vedem ce anume ne ține pe noi acum, la momentul de față. Ne ține contractul din apartamentul în care acum locuim, care expiră la sfârșitul verii. Și noi avem până la sfârșitul verii să luăm decizia, să rupem mâța în două. Da, și încă o chestie, trebuie să stăm în New York până când ne ducem la interviu pentru cetățenie. Și asta. Amândoi și anul ăsta o să se întâmple. Sperăm noi că până la sfârșitul verii, dar azi mergem să vedem câteva apartamente în New Jersey. A dat Oana câteva telefoane dimineața, ne-am trezit cu noaptea în cap. Am zis, asta facem astăzi, asta vloguim. Vă spunem și vouă ce hotărâre am luat noi. Deci anul ăsta este foarte decisiv pentru noi, să vedem cum merge treaba. Dacă merge fotografia, trebuie să ne mutăm în New Jersey. Dacă nu merge, plecăm în statul ăla și o luăm de la capăt și asta este. Da, suntem nebuni. Ok, hai să mergem să vedem niște apartamente. Ia zi, vii și tu cu noi. Mergi și tu cu noi? Băi, eu sunt cea cu ideile. Nu vreau să zicem cum se cheamă omul cu idei. Sau, da. Sau rele, și mă gândeam așa,
gata, eu am venit cu ideea, eu am făcut research-ul. Ia duceți-vă voi, că vreau să stau la căldură în mașină. Prima și prima dată ne-am gândit să începem cu comunități de apartamente, pentru că este mai simplu. Au managementul, birourile exact on-site, acolo, întrebăm ce apartamente au disponibile. Ne gândim să stăm în același buget, nu, Ana? Am zis eu, zic că hai să începem cu apartamente și să ținem, să vedem în bugetul pe care îl plătim acum pe un one-bedroom apartment în New York, ce putem să găsim two-bedroom apartments aici în New Jersey. Dacă găsim, dacă arată prea rău sau nu ne place cartierul sau... mărim bugetul. Un alt motiv pentru care ne-am hotărât să ne uităm la apartamente, deși eu aș vrea o casă, Adrian tot încearcă să-mi explice de ce el nu vrea casă și așa mai departe. Da, sunt avantaje și dezavantaje, cred că toată lumea o știe. Acum depinde, da, să vedem. E și faptul că, măi, ai managementul acolo, se înfundă o țeavă, trebuie schimbat ceva. Răspund mai repede decât dacă ai sta într-o casă unde proprietarul, până sună la proprietar, până proprietarul sună la compania sau la băiatul cu care lucrează, da, e mai complicat. Și mergem prima dată, ales Oana o adresă foarte aproape de... Hai să vedem, da, dacă găsim pe cineva. Foarte aproape de New York, suntem în Fort Lee acum. Pentru că agenții de vânzări imobiliare n-au răspuns la telefon la 8 dimineața. Nu, lasă 8, că am sunat că acum este 11:20 și tot nu mi-a răspuns nimeni. Am zis, mă, dar așa nu vor să facă bani, adică... La office. Apartamentul ăsta a fost foarte mișto, cu toate că... Office-ul a fost închis, asta trebuie să o spun la guys. A căutat Oana niște adrese. Păi bă, uite, mergem aici. Și când mă uit eu pe hartă să văd și eu unde anume, erau la mama naibii, cred că ieșeam din New Jersey. Mă, Oana, dar facem 2 ore până acolo din New York, mă. Dar n-am fost atent să văd adresele respective, dacă sunt deschise azi sâmbătă sau nu. De asta am și spus, bă, hai să nu venim, să mergem duminică. Șansele să nu găsesc pe nimeni sunt foarte mari. Și mergem sâmbătă, că toți deschid la 10. Am luat 3 proprietăți, din care Adrian mi-a eliminat 2 și jumătate. Apartamentul ăsta foarte mișto, guys, da? a fost, cred că ne mutăm aici, nu mai vedem altele. Da, eu și eu zic la fel, zic că n-are rost să mai căutăm. Da, mă, nu, mergem acasă și ne facem și bagajul, ne și mutăm. O, îți dai seama, frate. Să mă doare purta, pune copilul și leagă-l. In a quarter of a mile, turn right on Lakeview Avenue. Venit la altă companie și se vede că nu-i deschis office-ul lor. Și zic, mă, Oana, nu-i deschis, mă, uite, că nu-i, nu, mă, nu că-i deschis, mă, duc eu să văd. Și închis, vă dați seama că e închis. Ia zi, mă. Ți-a plăcut și apartamentul ăsta? Băi, mișto tare ăsta. Mi-a plăcut Grace din baie. Nu se poate, ceva este în regulă, nu există, eu nu fac greșel chiar ăsta. Well. Mă, știi care-i culmea? Când Oana a sunat la agenții imobiliari, vrem și noi să vedem apartamentul ăsta azi. Da, am timp undeva pe la 11, dar în afară de adresa respectivă, mai aveți și altceva? Nu. În apărarea mea, este deschis și până la ora 5 p.m. în seara asta, da? Da, adevărul că am pățit-o așa în California, când ne duceam pe la ora 11 ziua și ieșeau aia care munceau la birouri cu ochii cârcheți de somn, de privind acolo, pe... Din spate, din spate undeva, pe undeva, ieșeau cu niște... Da, ce doriți? Și mă uitam la ei, zic că era... Era miercuri la ora 11 ziua și ei nu erau la birou, era, da? Era miezul zile, zic că mă scuzați că v-am trezit din somn, zic că scria pe website că deschideți la 10. Da, da, ce vreți, să văd un apartament, n-am. Nu e nimic disponibil, da. Se ducea la nani iar. Ok, ca să... Uite, deci pe website-ul lor spun... E deschis sâmbătă la ora 10 și închide în seara asta la 5 p.m. Ok, și ai încercat să sun la numărul ăsta de telefon? Nu are alt număr? Nu au alt număr și nu ridică nimeni receptor, că doar nu ar fi proști că plouă afară. Mă, știi care-i culmea? Că nu știu dacă ne ies un vlog nou acum. Deci dacă nu vedem niciun apartament... Mergem în Walmart. Ne ies în Walmart. Continuăm acolo. Ok, astăzi este vineri. Și săptămâna trecută când am fost și am căutat apartamente, n-am făcut absolut nimic. N-am văzut niciun apartament. N-am reușit, nu că n-am făcut nimic. Am dat telefoane, am fost, am... Dar de fapt știți, probabil, nu știu cât a tăiat Adrian la editare. Noi am stat vreo 2 sau 3 ore. Am stat mai mult de 3 ore în New Jersey. Da. Tot am dat telefoane din mașină, tot am căutat agenți.
N-am văzut niciun apartament, așa că azi, la o săptămână distanță, mergem iar în New Jersey. Sperăm că vedem astăzi două apartamente ca să pot și eu în sfârșit să fac vlogul ăsta, să termin vlogul ăsta. Ah, ce vreau să zic este faptul că dacă vreți un video special să vorbim despre motivele care ne-au împins pe noi să plecăm din New York și să luăm decizia asta, trebuie să vorbim o grămadă și mai ales Oana, pentru că nu sunt neapărat multe, dar trebuie să le dezvolți ca să înțelegeți cât decizia noastră. Da, exact. Așa că facem alt videoclip separat. Dacă vreți, dacă lăsați un comentariu. Interesant. Oricum. Da. În orice caz, tot ce pot să vă spun eu este că am observat că odată la 3, maxim 4 ani, ni se pune pata așa nouă, ne uităm unul la altul și recunoaștem privirea, știi? Cred că avem un sânge de nomad în noi, știi? Și, băi, parcă ne-am urcat mașină și am plecat undeva, fără un țel, nu? Pentru noi, ideal ar fi să stăm un an în orașe diferite sau chiar țări diferite, dar nu știu dacă o să se întâmple prea curând asta. Ăsta e visul nostru, într-adevăr. Dacă câștigăm la loto, poate. O, da, sigur. Așa că mergem azi să vedem, poate avem noroc să vedem câteva apartamente. Stați aproape, ok? Hai! Un fel de balcon, mă. Da, mă. Și cu scări. Destul de mare. Da, dau acces și ei. Asta e un dormitor. Asta e un dormitor. Cred că e la... Yeah. We'll sit here. No, that one is the master bedroom. This one? Yep. Hey, Daddy, we need to check our machine. Vezi mașina? Yep. Yeah. Let me see. Algeam, bai. Yeah, it's fine. Părul ăsta e al meu? Mă, sigur e al meu părul ăsta. Singurul lucru care pe mine m-a deranjat la apartamentul ăsta este faptul că e pe scări și eu sunt foarte îngustit, da. Și eu căruțul cu ei de nu vreau să pot să-l car. This one has no plans. Yeah, this one is more up there. How much was the rent for the first one? Și par bucătăria și mai mare. Da, nu, nu neapărat. So this one, Ok, uite, are asta. Oh, yep. Ce-i boilerul? And how about aceeași baie. Nu-i mare, nu-i mică. Bine că ziceam. Asta e dormitorul pentru Luigi și Elia. Nu, ăsta este dormitorul pentru noi. Nu? Ba nu, ăsta e era mic. Mic, da. Sincer să fiu, ăsta îmi place mai mult. Parchetul pare nou. Eu zic așa, parchetul pare nou. Definitely categoric în baie. Și bucătărie, se vede că totul este nou, este schimbat. Da. Ce nu-mi convine este faptul că trebuie să plătesc eu căldura. Da. Aici am ceea ce dincolo n-aveam. Totuși am avut senzația, nu știu de ce, că acolo este mult mai mic dormitor. Dar cred că-s la fel, n-are cum nu, să fie. Nu, la fel. Și dormitorul mare destul de bine ca mărime. Adică... Aici ușile sunt noi. Uite, e destul de... Pui un pat și ceva... Mă gândeam că și un dormitor mic încape și pătuțul lui Eden și un patul lui Eden. Sunt foarte mici volatele, dar sunt, sunt adânci. Da, asta plătim noi căldură, iarna o să fie... Da, iarna, una la mână și în al doilea rând, eu nu simt confortabil deloc să am boilerul în casă, pentru că poate să aibă scurgeri de orice fel și mor ca prost în casă. Dacă vrei să reglezi tu temperatura și nu da. Cu toată... Da. Căsoaia asta, da. Nu stai boilerul în casă. Fiecare apartament are boilerul în casă, ca să revezi tu ce temperatură vrei. Că tu o plătești. Da. Îmi place comunitatea că e liniște până în alta din ce vedem acum. Foarte aproape de un parc. Îți dă senzația așa un pic de pădure. De... Văd că îl îngrijesc. Sunt niște muncitori care taie crengile. Nu am văzut așa o foială foarte mare de mașini. Este și un dead end, să zicem aici. Parcarea este liberă, la liber. E primul venit, primul servit. Sau parcare gratuită pe stradă. Da, asta e o parcare mică pentru comunitate. Nu sunt locuri rezervate ca în alte comunități.
Și poți parchezi și aici pe stradă. Văd că n-au nicio restricție de curățenie. Da, parcă nu văd niciun... Da. Noi suntem wow! Noi suntem ca sălbatici. Veniți din New York, am zis, unde parchez mașina? Am voie să o parchez. Iau amendă, da, lasă-te la mine. No, you're cool. Da, ce ne place la zona este liniștea, este aproape de parc, este aproape de New York. Sunt 10 minute de George Washington Bridge. La apartament Oana primul nu prea mi-a plăcut, nu? Băi, amândouă au același layout și aceeași da. Mensiune. Mm-hmm. Diferența este că la primul apartament pe care l-am văzut nu era renovat mai deloc. El a spus că încă nu-i terminat. Să zicem că nu era modernizat, nu renovat. Da. Nu era modernizat. Mm-hmm. Ce m-a deranjat pe mine, am întrebat de mașina de spălat și uscător și mi-au zis că nu are și că trebuie să-mi iau bucceluța și să mă duc la mama lui proces verbal cu căiții din deal. Un alt lucru care m-a deranjat la ambele apartamente, de fapt, este faptul că sunt la etaj și scările sunt super înguste și abrupte, așa. Eu nu mă văd urcând da. Cu căruciorul și coborând cu căruciorul cu Aiden, nu. Ambele aveau geam la baie, un lucru important, pentru că îmi contează, și în bucătărie. În bucătărie, deci ambele apartamente, ce am observat noi, aveau două intrări. Una prin față, pe unde am intrat noi, și una prin spate. Problema este că mie nu-mi plac. Parcă nu sunt safe. Adică oricine poate să intre pe ușa asta. Nu-s ca în New York la apartamente, ușele sunt din fier. Aici sunt din... Da, un placaj. Și alea din spate dădeau așa într-o lizieră. Al doilea apartament, în schimb, mi-a plăcut la nebunie. Avea un parchet nou, avea în plus cuptor cu microunde și mașină de spălat vase, care nu ne interesează. Avea dar... appliances noi, deci da, de inox, frigider nou și aragaz nou. Și punctul cel mai important era mașina de spălat și uscătorul pe care le aveai în apartament. Noi nouțe că le-am verificat. Da, sunt mici într-adevăr, dar sunt numai pentru familie. Că așa. Baia arăta super, era recent renovată, mi-a plăcut și mie. Foarte frumos, foarte îngrijit, uși schimbate, tot. O altă chestie care nu mi-a plăcut și nu știu cum să calculăm și cum să punem în bugetul nostru este faptul că plătim noi căldura. Dar nu știu cum să calculez căldura. Cam câtă căldură vine la iarna. Un apartament iarna? Hai că iarna asta a fost super, super blândă. Dar când e frig așa și cu doi copii mici, vrei asta căldură, e o chestie care și... trebuie să o googlim sau să întrebăm pe altcineva. Sau dacă știți voi și locuiți în New Jersey și vă plătiți singur căldura... Dar nu la casă unde aveți 5 camere. Da, la o comunitate norocoșilor care aveți 5 camere. Piscină în spate și... Da, avem și noi, uite aici, piscina este, stăm la un parc. Da, cam asta este, Oana vorbește mult. Stai un pic, stai că n-am zis ce e mai important. Primul apartament, care v-am spus așa, ca și preț, cereau 1700 pe lună, 1700 și puțin, iar cel de-al doilea apartament complet renovat și cu mașina de spălat și uscător, cereau 2100 și 30 și ceva. Tot este rezonabil pentru al doilea apartament care ne-a plăcut nouă. Bă, aveai tot ce trebuie. Mi-a plăcut dormitorul mare, că era destul de mare. Mm-hmm. Dormitorul mic era mic, dar pentru Aiden și pentru AJ ar fi ok. Bucătăria, într-adevăr, mică. În schimb, mi-a plăcut că amândouă apartamentele aveau locul ăla de masă, unde poți mânca. Da, unde poți să pui... Deci care face parte din living room, să spun așa. Puțin se apar... Oricum merge, mi-a plăcut știi al doilea. Ce să mai... Da, nu. Al doilea mi-a plăcut, dacă ar fi să rămână. Și tipul încerca să ne convingă și ne tot îmi spunea, dacă aplicați azi, nu plătiți taxele pentru aplicare, care sunt $75 împreună. Forța, dacă îmi trimiteți astăzi aplicația online... Și online, vă trimit pe mail, pe ce vreți. Așa, atunci puteți depozitul să fie doar 500 în loc de o lună jumate. Ok, hai să mergem la următoarea adresă. Nu știu unde, Oana, unde este, aproape? Da, e la 11 minute. 11 minute, hai să mergem cu bicicleta la 11 minute. Cu bicicleta. It's warm here. Yes, it's warm. And there's the AC. Stay. Uite, ia vreau cu asta. Ia uite, îți place? Yeah. Asta e dormitorul mare, tati. Yep. Da? Yeah. Ok. After our tour, we're going to back to the offices. I'm going to give you the way. Okay, that's great. Yeah. Asta e dormitorul mic? Yeah. Yeah, our two bedroom is, you know, the floor plan is all same. Okay. Kings. Oh, welcome. Asta e bucătăria. The flat is over there. Okay. Exact ca New York. Yeah. Cam aceeași... I like that. It's nice and warm. The machine parked over there, so now it's a red flag. I'm glad you complained.
Mice sunt noi aici, sunt de inox la celălalt unde mergem acum și vedem. Okay, sunt nevălate. Yeah. First we went to the red flag. Mm-hmm. Bucătăria e destul de ok, spune. Da, și eu zic la fel, adică am loc să mă... Și sunt în practic, că nici Living room tot... este foarte mic. Da. Odată ce ai pus o canapea. Da. Îmi place că dormitorul nu dă la stradă. Da, dormitorul nu dă la stradă, dar dă în parcare. Ai văzut? Ambele dormitoare dau în parcare. Aici la stradă e destul de mult, dar nu se aude. Nu se aude. Mă deranjează că se urcă direct pe scări. Trebuie să mă gândesc că e the same thing. Sunt cam... abrupte. Asta e dormitorul mare. Nu e zi de unde vreau asta. Asta e baia, văd că are și un fan sus, dar are și geam acolo. Super. Și știu, ăsta parcă sunt din frigider. Cred că le-a luat din frigider și le-a pus aici. Și asta e dormitorul mic. Asta e dormitorul mic. Are aici un dulap. Decent. Dormitorul mare. Aer condiționat. Este în noi. Nu, cred că îmi spune de ăla care urmează să se elibereze. Ah, ok. Yeah. Îmi place asta cu platul ăsta aici. Asta. Trebuie doar să blocăm accesul la scări pentru copii. Da. Amândoi. Mm-hmm. Asta este locul de joacă pentru copii. Destul de ok. So, this is the optional for you. So, $99 for a year for family. Okay. Per year? Yeah, per year for family. What's that? Hai să ne dăm o dată pe slide. Pe care slide vrei să te dai? Pe ăsta? Hai, vină cu apă scări repede că ne așteaptă tante, da? Tati, come with me. Nu, tati, dar nu merg cu tine. Because you're too big. Da, hai. And you will break it. Da. Yes, apparently the machine is all meant to start. Talk to the rhythm. Okay, guys. Adrian, numai ce mai este că lui începe să-i placă în New Jersey. Yep. Zona și zona asta a doua este liniștită. Comunitatea este liniștită. Acum nu știu dacă vineri și toată lumea e plecată și n-auzi muzică, nu vezi grătare și... Îți dai seama că venim într-o sâmbătă înainte să semnezi orice contract. Da, grătarele erau acolo lângă parcul de joacă unde am fost și lângă fitness center, ceea ce pentru noi este ok că nu ne-a arătat niciun apartament în zona aia. Apartamentele au fost la fel, după cum ați văzut, același layout. Nu știu de ce nouă ne-a plăcut apartamentul numărul 2. Da, apartamentul numărul 2. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Mi s-a părut bucătăria mai... elegantă. Mai elegantă, parchetul mai bine întreținut, parcă părea mai curat tot. Este inclusă căldura și apa în preț, deci nu plătești nimic suplimentar. Mi-a plăcut totuși că aerele condiționate erau în perete undeva sus, nu te băteau în cap când stai în pat sau când mergi prin casă, mai ales pentru copii. Am întrebat tot dacă pe agentă dacă pot să dau drumul la un aer condiționat, fiind atât de vechi cât de tare se aude. Știu din experiență, cu cât un aer este mai vechi, cu atâta este mai zgomotos. Noi ne schimbăm la fiecare 2 ani aerele condiționate și observăm diferența în aceeași putere, aceeași marcă de aer condiționat, sunt din ce în ce mai silențioase. Acum să adaug eu ceva. În New York, aer condiționat îl punem la geam, adică vibrațiile geamului și a tâmplăriei alea de fier s-ar putea să se audă. Astea sunt încorporate în perete, după cum ați văzut. Ce nu mi-a plăcut mie cu privire la scări, pentru că eu tot trebuie să mă gândesc că safety pentru copii și pentru mine, este faptul că se deschide ușa direct în perete, așa. Și apoi e foarte dificil, vreau, nu vreau, trebuie să-l las pe AJ, fie să coboare, fie să urce singur, ca eu să pot să bag căruțul. Da, n-avem loc, nu, da, nu e suficient loc. Este foarte complicat pentru că vine Aiden și trebuie să avem iar cărucior, geantă de scutece, toate jmichiriile alea, știți și voi AJ cum este. Dacă AJ mai vrea și bicicleta cu el și eu cu căruțul, dar da, n-ai loc. Da. Plus că nu este loc să le lași la parter, deci după ce am închis ușa după mine,
să am așa un pic de spațiu înainte să încep să urc scările, numai cât să-mi las acolo încălțările, să nu urc încălțată, nu ai loc. Singurul lucru care, de care trebuie să, și ca să fac o comparație cu prima comunitate, mi s-a părut mai îngrijită și curată comunitatea asta. Da, așa da. Este. Și în al doilea rând, ce am mai observat dincolo era cât era de murdară și neîngrijită mocheta. Pe scări până sus. Foarte, foarte, mi-a lăsat așa. Nu-i problemă că doar nu dormi, nu mănânci, nu ai mochetă să urci cu picioarele încălțate pe ea. Din câte am înțeles, foarte multă lume venea din orașele alăturate și își lăsau mașina exact aici, în comunitatea asta, pentru că este aproape de un autobuz care face legătura direct cu Manhattan. New York. Da. Și atunci lumea care locuiește aici nu aveau loc. Deci povestea agenta că era o îmbulzeală și n-aveai loc pe stradă tu care locuiei. Da, și a găsit soluția asta, îți ceri un permit de la primărie să parchezi în cartier. Dacă nu l-ai, n-ai voie să parchezi și ți-o ridică. Ceea ce mi se pare foarte normal. Da, corect. Încă o chestie interesantă, vrem să vedem, astea au fost comunități de case, semi-case, apartamente, nu știu cum să le spun. Nu, parter și etaj. Da, ce vrem noi, sau ce vreau eu cel puțin, vreau să văd o clădire, cum sunt în New York. Clădiri înalte, unde te duci, ai managementul acolo și sunt apartamente pur și simplu. Nu sunt case în care sunt 2-3 apartamente. Asta vreau să văd. Ceea ce vreau să văd eu este o casă. Multifamily house se numește, adică este o casă mare, împărțită pe mijloc în două, da? Cu intrare separată, una lângă alta. Și ele sunt în oglindă, au același layout, doar că în oglindă. Dar în casele de genul ăsta, tu beneficiezi, deci tu ai descuiat, tu ai încuiat și când ai intrat, ai parterul pentru tine și etajul pentru tine. Da, de obicei sunt intri, ai un holișor mic, este sufrageria, după aia este un dining room, bucătăria și la etaj sunt cele două dormitoare cu baie. Da. Și dacă ai noroc, ai și basement. Și... Da, interesant layout-ul ăsta de care spune Oana că ar fi mult mai bun pentru noi. Mult mai bun pentru noi pentru că mă gândesc că ai și o bucățică de curte în spate care este a ta. Îți aparține ție, da? Și eu pot să las copiii să joace acolo. Ar fi una ce îmi place cel mai mult, ar fi faptul că nu mai trebuie să mă preocup că AJ este la vârsta în care începe să alerge prin casă. Și întotdeauna, chiar dacă tot mai am un vecin cu care împart casa, nu-i problemă că nu, atâta timp da. Cât nu e dedesubt. Că atunci când ești dedesubt, mă aude ăla și pe mine mergând prin casa, pe copilul alergând, știi? Da. Și m-aș simți mult mai confortabil într-o casă de genul ăla, dar n-aș zice nu nici la un apartament de care vrei tu. Oana și AJ au programare la doctor, trebuie să ajungem neapărat în New York. Nu avem timp să vedem clădirea de apartamente care o vreau eu și casa care o vrea Oana, dar urmează, stați aproape, urmează să vedem și alte apartamente și case, așa că dacă nu v-ați abonat, faceți-o acum și urmează aventura vieții noastre și vă luăm cu noi, bineînțeles. Eu vreau să mai adaug acum faptul că este un proces. Aș fi fost șocată să-mi găsesc apartament like azi, prima dată când am căutat. Am avut anumite situații în care face click. O să vă ținem la curent, vă mai luăm cu noi pe unde mergem. Eu mă bucur să avem ocazia să le împărțim cu voi. Chiar sunt curioasă să văd și eu un apartament într-o clădire de apartamente cum vrea Adrian. Da. Și de ce nu și o casă multifamily de care vreau eu. Da, e bine să avem multe opțiuni, că e interesant, poate face click-ul ăla. Bă, uite, aici îmi place să locuiesc, aici mă văd locuind și să ne creștem copiii și așa mai departe. Oricum, noi nu ne grăbim, până în vară suntem blocați, închiși, să zicem, în contractul din New York. Lăsați-ne și voi părerea voastră în comentarii și spuneți-ne ce părere ați avut dintre cele două comunități pe care le-am văzut. Pentru care ați optat voi? Ce este pentru voi important când căutați un apartament? Da. Sunt tare curios. Pentru cei care locuiți în New Jersey sau ați locuit, vă rugăm să ne lăsați și nouă un comentariu cam cât plăteați căldură într-o iarnă normală cu zăpadă, nu asta, primăvara asta de iarnă. Așa? Da, lăsați-ne un comentariu să comunicăm, să vedem și noi ce părere aveți voi, ce experiență ați avut voi. Oricum, ăsta este abia un prim pas pe care îl facem în marea noastră aventură de a ne muta din New York. Indiferent că ne hotărâm să rămânem în New Jersey sau că o să plecăm spre alte părți, nu se știe. Dați cu subscribe acolo și rămâne și vedeți ce Dumnezeu avem în cap, că nici noi nu știm. Da, dacă v-a plăcut video, guys, știți ce aveți de făcut, un like pentru noi. Până când ne vedem data viitoare, dragii mei, kisses! Bye-bye, guys!